Vreau să apar și eu în video, da. Hai să facem thumbnail, stai. Ce mă? Mă dai de casă? Du-te la sală. Mă duc în sală. Da. Bun, îi face la braț, se facă la mușchi. Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Hai că mai avem puțin și weekend, mai 8-9 ore, nu mai durează mult, e vineri. Așa că astăzi o să fac un video așa că aș putea să vă ajute în weekendul ăsta pentru cumpărăturile săptămânale, ba cine știe, în cazul în care le faceți în weekend ca și mine. Și prin am să vă ajut, vreau să zic că am să vă arăt care sunt produsele care nu lipsesc din casa mea din punct de vedere al mâncării, care ori le am pe lista de cumpărături, ori ies deja în frigider prin dulapuri și le am aici non-stop pentru că le folosesc în fiecare săptămână. Acum, bineînțeles, eu mănânc o dietă bazată pe plante, dar asta nu înseamnă că cine nu mănâncă nu poate să le folosească sau să le încerce din când în când. Deci astea sunt produse fără de care dacă le-aș avea în casă, efectiv aș fi de foarte multe ore în impas și n-aș ști ce și unde și cum, ce să mănânc, ce să gătesc, ce să le înlocuiesc. Majoritatea e genul de mâncare pe care o găsim oriunde, la orice magazin, nu contează că e Carrefour, că e Kaufland, o găsim la orice magazin dacă este fie găsită. O altă parte, parte foarte mică, de obicei o comand online, cred că am putea să găsim și în magazine, dar îmi imaginez cumva că ar fi la un preț mai mare și nu știu exact ce calitate am găsit acolo. Fără să mai tărăgănim, primul aliment, primul lucru care este consumat în fiecare dimineață la micul dejun și uneori și la snack este banana. Banane? Da, deci cam atâtea banane am eu momentan cumpărate și mai am una. Mai am una. Da, deci aici cred că în total sunt 1, 2, 3, 4, 5, 12 banane. Din pricina faptului că eu în fiecare dimineață la micul dejun îmi fac un shake în care pun banană. Deci nu este zi în care să nu pun banană și pe lângă asta mai mănâncă și prietenul meu Horia banane și pe lângă asta e posibil să mai și snack-uim banane. Deci bananele sunt în toi, deci non-stop cumpărate. Deci nu există să nu le avem în casă. Bananele sunt foarte buni înlocuitori. În momentul în care treci la o dietă vegană, s-ar putea să observi că foloseai albușul de ou, de exemplu, ca să lege deserturi. Și în momentul în care nu mai folosești albuș de ou, poți să pui banană și o să lege consistența, de exemplu, dacă vrei să faci clătite, pancakes, noi folosim bananele în loc de ou. În loc de albușul la ou, mai degrabă, pentru că el este cel care leagă compoziția. Deci e un locuitor fantastic și, de asemenea, asta nu e ceva ce am mâncat tot timpul, dar semințele de chia, dacă sunt lăsate la hidratat, de asemenea pot înlocui foarte bine albușul de ou, pentru că încep să aibă o consistență din aceea gelatinoasă. Al doilea lucru pe care l-am în casă non-stop, ăsta l-aveam în casă și înainte, doar că acum am varianta vegetală, este laptele vegetal. Lapte de migdale, lapte de soia, nu contează de unde e cumpărat, de la orice magazin, orice găsesc, deci nu este să nu am, pentru că, din nou, dimineața când mănânc shake, pun din ăsta în shake sau din ăsta și, de asemenea, eu beau cafea cu lapte, nu există să nu beau cafea cu lapte, deci o să pun orice lapte vegetal am prin casă, orice băutură vegetală am prin casă, o să pun în cafea. Eu acum nu am, pentru că am fost la un Carrefour mai mic aseară și, efectiv, nu am găsit, dar există barista. Și barista este special pentru cafea și pe acela puteți să îl faceți și spumă dacă cumva aveți aparat din acela de făcut spumă. Cu astea, din câte știu eu, nu iese, nu rețin dacă am încercat exact, posibil să fie încercat și să nu fie ieșit, dar există vegan lapte special pentru cafea. Astea sunt afine congelate, sunt al treilea lucru de pe lista mea care nu lipsesc. În momentul ăsta am un congelator, nu pot să mă arăt acum, dar am vreo 7-8 pungi de genul de afine congelate primite de la mama. Mersi! Pe care eu le folosesc tot timpul în shake-ul meu de dimineață. Deci fructele congelate ar fi al treilea lucru care nu lipsesc niciodată din casa mea. Ori am fructe congelate, cum am spus, acum am așa by default, ca să zic, afinele, care se zice pentru că le-am primit de la mama și le mănânc în fiecare dimineață, dar mi-am luat la un moment dat și o pungă de aia de 2 kg de mango congelat, care acest s-a terminat, m-a ținut o lună și doar eu am mâncat din ea și mi-am pus, să spun, o dată la 2 zile în shake-ul de dimineață și în cealaltă zile puneam afine. Fructele congelate mă ajută pe mine foarte mult în momentul în care fac shake-ul de dimineață. Al patrulea lucru sunt fructele în general pe care le iau ca și snack. Și uneori, ca să înlocuiesc snack-urile, cred că mi-am zis de iaurturile acelea de la Lidl, vegane. Asta este varianta cu afine. Asta este varianta cu căpșune și există și o variantă cu peaches, piersici. Și există și o variantă fără nimic pe care eu o folosesc pur și simplu dacă vreau să-mi fac așa cum ar veni un mujdei de usturoi în care o să pun iaurt ca să nu folosesc prea mult ulei și atunci folosesc iaurtul acela. Acesta, uite că l-am și pe ăsta, și 4 bucăți la 4,99 la Lidl. Nu zic mai mult.
Al cincilea lucru este ceapa. Și orice fel de mâncare aș face, Bonnie, deci orice fel de mâncare aș face, nu există, nu pun ceapă. Și am ori ceapă albă, am ori ceapă roșie și de obicei călesc împreună cu ea și niște usturoi și uneori mai pun niște ghimbir, dar asta nu e musai. De obicei când fac curry pun ginger sau când încerc să fac ceva mai spicy, dar deci aia nu e ceva ce am săptămânal în casă, încerc să mai diversific și adică uneori să nu pun. Și ceapă și usturoi. Deci călesc ceapă în orice fel de mâncare aș face, deci nu există. Și când încerc să fac mâncare chinezească și să fac eu mixul acela de legume și atunci acolo ceapă vine din greu. Deci adaugă o aromă, deci eu nu percep să fac o mâncare în care să nu prăjesc puțin ceapă înainte. Și când zic puțin ceapă, mă refer că pun puțin ulei și multă ceapă, pentru că încerc să nu folosesc foarte mult ulei, dar ceapa nu se lipsească niciodată. Adică cred că dacă mai la ceapa, efectiv, n-aș ști ce să mai fac și cum să mai gătesc. Bonnie este sub picioarele mele, se joacă. Deci ceapa e forever and ever. Tahiniul, elementul numărul 6 despre care pot să zic că nu mă lipsesc de el și l-am în casă non-stop. Pentru că ori îmi fac salate de verdețuri, și asta aș putea să zic că și asta e chestia pe care am în casă non-stop, verdețuri, rucola, spanac, salată iceberg, salată de orice fel mix, iau de obicei mixuri. Și uneori am început, adică de vreo lună și ceva, să pun ca și dressing sos de tahini cu oțet și cu puțină sare și este minunat, vă rog să încercați, deci chiar așa ceva n-are cum să nu vă placă. Decât dacă aveți reticențe la oțet, atunci nu puneți oțet pur și simplu și nu o să aveți nicio problemă. Și de asemenea tahinul îl folosesc când îmi fac hummus acasă. O să vedeți că îi dă o total altă aromă la hummus dacă puneți tahini și chiar vă pot să încercați să faceți hummusul vostru în casă. Eu am început să-l fac de ceva vreme, să nu mai cumpăr din magazin, de asemenea pentru că este mult mai scump produsul sigilat, făcut, cumpărat din magazin și când îți faci hummus în casă poți să-l faci exact cum vrei tu și o să-l ai fresh tot timpul. Al șaptelea lucru este sosul de soia pe care îl pun tot timpul în momentul în care fac legume trase în tigaie, legume chinezești. Îmi place să-l pun în momentul în care fac tofu la cuptor, când fac cartofi la cuptor, pur și simplu fac un sos, trec tot, nu știu, tofu, cartofi, ce-o fi acolo, trec tot prin sos și îi pun la cuptor și o să iasă minunat, dă o aromă și un gust superb. În continuare am proteina vegetală, pe cea de la Prozis. Momentan am aroma cheesecake, strawberry cheesecake și speculos. Pe astea îmi pun 3 cupe, o cupă are 10 grame, eu îmi pun 30 de grame fiecare dimineață în shake la micul dejun. Deci câteva ingrediente de pe aici o să le vedeți că toate apar în micul dejun, pentru că fără asta nu aș mânca micul dejun, probabil. Pe astea sunt geniale. Deci sunt geniale. Încercați-le. Astea spun și la 900 de grame. Da, astea spun și la 900 de grame. Cred că sunt și arome mai mici. De asemenea, noi am mai primit și niște mostre cu chocolate chips sau ceva de genul, care au fost și alea destul de bune, dar nu-mi fură nimic strawberry cheesecake cu iubirea mea. În cazul că mă place proteina un pic mai dulce, vi-o să-și doresc pe aia. Dacă nu, puteți să vă luați, după cum am spus, și în cantități mai mici. Sunt, cred, nu știu care e cantitatea mai mică, dar știu sigur că sunt în cantități mai mici și puteți să vă luați de acolo și încercați atunci să vedeți ce vă place vouă și nu vă place și după care puteți să veniți să vă luați cantități mai mari. Pe locul 9, alături de ceapă, la modul că nu o să lipsească niciodată și pun în toată mâncarea, sunt roșii, conserve de roșii, ba tăiate, ba roșii decojite. Astăzi roșii decojite pentru că de nu multă vreme a început ca supa mea cremă preferată să fie supă de roșii și atunci pur și simplu iau conserve din acestea de roșii decojite, deși la un moment dat am și fiert eu roșiile și le-am decojit eu și a fost foarte bun, dar eu, mi se pare că e o muncă în plus, cred, durează foarte mult și nu merită neapărat, iar conserva asta este la 1,99 lei, o conservă care are 400 de grame și de obicei pun între 4 și 6 conserve și mă ține 3-4 zile supa aia, mănânc și eu, mănâncă și prietenul meu din ea, e genială. Dar așa, ca și o mică paranteză, din nou la supa aia călesc ceapa albă roșie, călesc morcovul ras și un cartof ras, adaug conservele, adaug puțină apă și las acolo să clocotească până mi se pare mie că s-au topit ele așa un pic și după care fac cu blenderul acela de mână și gata supa, genial. Bineînțeles, adaug sare, piper, tot ce vă poftește inima acolo, nu știu ce condimente vă plac vouă, dar eu asta pun sare și piper.
Pe locul 10 sunt semințele, de data asta vorbim despre semințe de cânepă. Bineînțeles că eu folosesc semințe de susan. Pe astea, de asemenea, le pun ori pe salate, deci am spus că fac salatele alea cu sos de tahini nebunile, ori presar peste tofu când le scot de la cuptor, ori eu mi le pun în shake-ul de dimineață. Și acum am ca și exemplu semințele de cânepă, că pe astea le am în casă. Nu e o regulă, îs cam ce semințe folosesc, dacă am tot timpul să fie ceva semințe pe care eu le am așa în casă, ca să pot să le presar peste tot felul de chestii. Numărul 11 nu mi-aparține, este ovăzul, dar practic vorbim despre ce nu lipsește mie din casă și ce nu lipsește mie din casă este ovăzul, pentru că prietenul meu mănâncă fiecare dimineață ovăz și obișnuiam să fac și eu asta, doar că de când am început să duc o dietă puțin subcalorică, cum vă spuneam cu câteva videouri în urmă, am decis să renunț la ei pentru că nu mi-aduceau neapărat un mare plus. E într-adevăr așa, când mă uitam cineva pe YouTube că zicea că este ca și o bază ca să poți să-ți pui alți nutrienți deasupra, cum ar fi banane, butter-uri, chestii de genul. Dar eu, cum nu am nevoie să mănânc atâta de caloric, am decis că o să-i scot din alimentație într-o vreme, bineînțeles. Și atunci dimineața eu îmi fac shake-urile și e perfect și țin de foame foarte bine. Bun, pentru că chestiile astea pe care le-am enumerat există de asemenea alte lucruri care pot să zic că nu lipsesc din casa mea, doar că nu le și consum în fiecare săptămână. De exemplu, am aici năutul, care nu lipsește din casa mea, dar nu mănânc în fiecare săptămână năut, încerc să alternez o dată la două săptămâni. Pe lângă asta am fasole roșii, fasole roșie, fasole albă, ba, asta e tot nou, vi-am arătat năutul. Nu știu unde e fasolea aia albă, am linte, deci boabe de genul, super proteice pentru niște boabe, da? Care nu lipsesc din casa mea, deși nu le mănânc în fiecare săptămână, după cum am zis. În unele săptămâni aleg să mănânc tofu și soia, care sunt mai prelucrate, în alte săptămâni aleg să mănânc linte și nouă, doar ca să alternez. Acum nu vreau să pun Cola Zero pe listă, dar adevărul că... Cola Zero. Bun, dragilor, spuneți-mi, vă rog, dacă v-ați regăsit într-una din chestiile astea, dacă aveți și voi ceva mâncare, ceva produse fără de care nu puteți să existați, foarte dramatic spus. Adică chestii pe care le aveți în casă și le folosiți în fiecare zi, nu există, sau nu în fiecare zi, spune că nu gătiți în fiecare zi, cum am zis eu, eu pun la orice mâncare ceapă, dar nu gătesc în fiecare zi, dar de fiecare dată când gătesc, pun ceapă. Bine, dragilor, sper că v-am ajutat cu ceva sau că veți da seama că dieta asta vegană nu e atât de diferită, adică nu e ca și cum mănâncă caivers, ceea ce, obviously. Sper că v-ați dat seama că e foarte ușor, adică toate chestiile astea le găsiți în magazine, în afară de proteina care e luată fidiv de la Prozis și din câte știu eu, Prozis nu are încă un depozit, cel puțin prin Timișoara, la care pot să merg să-mi cumpăr, că mă ajut, așa că le comand de pe net, așa că nu pot să spun că sunt chestii pe care le găsiți în orice magazin. Vă mulțumesc frumos că ați urmărit, vă urez o vineri ușoară la muncă, un weekend minunat, spuneți-mi, vă rog, în comentarii dacă vi s-a părut folositor videoul acesta și din nou, care sunt ingredientele, produsele, mâncărurile fără de care nu trăim, nu le lăsăm întotdeauna cu noi. Și spuneți-mi ce ați vrea să vedeți în continuare, dacă v-ar plăcea să vedeți mai multe video despre veganism sau ce despre veganism, ce mâncăruri, dacă v-ar plăcea să vedeți o rețetă de supă de roșii care e extrem de simplă, doar că a devenit preferata mea, după cum am spus, și atât de încântată de ea încât mi se pare că am redescoperit ceva, nu știu, a 100 minune a lumii. Dar știți ce vreau să zic, adică sunt foarte încântată de ea. Bun, vă pup și până data viitoare să aveți o săptămână minunată, un weekend frumos, în grijă de voi. Pa, pa!